Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vom avea un subiect trăsnet, să zicem. Ce părere aveți despre alianța PSD plus PDL pentru o guvernare majoritară în România? Alianța Double D, zic eu, adică cei doi care au D, PNL-ul nu are D și nu intră. Dacă înțelegeți ce vreau să spun eu, nu e o logică politică, e una de-a mea proprie. Vrem să aflăm ce gândește suceveanul despre această alianță. Multe așteptări au fost înșelate, să spunem așa, sau poate nu. Trebuie să dea o putere în mână, să aibă ceva de mulți, să cheltuie prea mulți bani. E foarte bine să rezolvă și problema socială a Sucevii, și Suceava se plânge în momentul de față de o problemă mare socială, și se rezolvă și problema de dreapta, știind că PDL-ul pedalează pe ideea că e de dreapta. Prost! Deci până acum s-au certat ca niște, nu le pot spune cum, și acum au revenit înapoi la, cum spune PNL-ul, au venit la comunism înapoi. Deci poporul nu mai are încredere în ei. Ce-a ieșit acum 30% la vot? N-ar să iasă nici 10%. Nu mai au încredere în politicienii români. Gata! Grea răspuns. Bun, eu cred că condițiile speciale care urmează a fi create de această criză au făcut slas la o parte orice supărare, animozitate, și să încerce să facă ceva pentru, să spunem noi, să credem, să sperăm că pentru țară. Ne suntem apolitici, nu interesează politica, deloc. Nici la vot nu mergem. Oricum, e o făcătură. Cred că este o alianță făcută pe baza unei crize care la noi deocamdată sună mai degrabă inventată, ca să justifice o opțiune politică indigestă, aceea între un partid de dreapta și un partid de stâng. N-au interesă pentru că o cheltuie prea mulți bani și vrea să scoate bani. Sunt mulți bani în transporturi, în infrastructură și multe gestii. În politică sunt mari interese. E lupta pentru N ciolane, nu ciolan. N ciolane. De aia se face mariaș. Nu există. Șmecherașul ăsta de Molicianu nu a vrut să dea deoparte și a trebuit să facă mariaș. Păi eu știu tot pentru ciolanul lor, ei, ca să fie, să aibă, să poată fura, să poată să și e bogat, iar noi toți sărași rămânem. Cred că fac un guvern. Eu i-am citit cine sunt de la început și nu ne interesează. Absolut deloc. Se face pentru că nu se poate face cu PNL-ul, încă PNL-ul nu va susține pe Băsescu la primăvară sau când va fi. Și probabil că doar PSD-ul va accepta un prim-ministru de la PDL. Ca și până acum, altfel nu-l văd. Pentru că tot aceiași politicieni și au și la noi în seaba aici mulți bătrâni, nu o să fie tineri, candidat bătrâni. Foarte incert. Viitorul României, cine a spus că lac rusesc, eu tare mă tem că o să fim o republică rusească. Tot o cumpăra ruși. Acum câteva zile s-a bătut palma și pentru Galați. Vă spune un premieră. Rău, dacă Dumnezeu nu ne va ajuta să ne scape de așa niște politicieni hoți, vom muri cu toți. Nu pot să apreciez impactul crizei. Nu mă interesează. Nu știu de ce. E problema lor. În măsura în care va exista o guvernare de dreapta, eu îl văd în regulă. Asta e destul Joan, că e mâna lui dreaptă Băsescu, că altfel nu se vede cum pe acum. Aș vrea Răzvan Ungureanu, dar mă tem că vine dragă Stolo. Prim-ministru, eu am vrut să-l pui pe regele Mihai. De ce? Merea țara mult mai bine. Părinții mei mi-au povestit că pe timpul regelui merea foarte bine România. Cred că domnul Stolojan. Asta chiar că e dificil. Mi-ar place să, dacă va fi din partea PDL-ului, cred că ar fi blag, ar fi cel mai bun. Un fel de arbitru. Asta e la el. Un fel de arbitru. Un tată mai mare care deja zic copiii. O să vedeți la orele 13 când face declarația la televiziune. Un rol enorm de important. Este prietenul meu, Marinaru. În acest proces, dacă președintele va fi băiat deștept și va ști ce să facă, că a văzut că a vrut să-l țepe și norocul a avut de popor că l-a pus înapoi, atunci țara va redresa cumva. Dar dacă el nu-și dă seama ce face, ar să greșească, ar să regrete mult studențul. Președintele președinte.
are un rol important. El este un jucător, așa cum a afirmat de atâtea ori. Cred că în momentul de față negocierea din partea PDL-ului nu se face de domnul Boc, ci de domnul Băsescu. E grea politica. Și nu glumesc. Chiar este grea. Și până la urmă, dacă aveți răbdare să căutați, una dintre definițiile care le veți găsi pentru politică este arta compromisului, în final, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și cred că de data asta ne dăm seama cu toții în România ce vrea să însemne definiția asta scurtă. Politica, liniuță, arta compromisului. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, de ce se va face, pentru ce se va face și așa mai departe. Sau cel puțin așa sperăm să aflăm în final. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744238830 și inclusiv o părere în legătură cu acest subiect, www.viatansuceava.ro. Acolo puteți să vă dați câte păreri aveți, nu vor fi cenzurate așa cum le doriți. Dincoace mai avem și CNA-ul, mai cenzurăm, să spunem, anumite lucruri datorită lor. Însă acolo le puteți vedea pe toate. Mai mult decât atât, tot pe www.viatansuceava.ro puteți afla mai multe despre o campanie inițiată de noi, cei de la Viața în Suceava, împreună cu cei de la Crucea Roșie Suceava, pentru a ajuta pe cei care zâmbesc mai puțin de Crăciun, de sărbători. Mai precis, copiii care nu au un ajutor așa cum ar trebui să îl aibă. Aflați mai multe acolo și vă așteptăm pe la sediul nostru cu ceea ce aveți de dat pentru ei. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. A venit iarna. Îți dorești mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv? Vrei să fie tapițată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod SRL vă urează sărbători confortabile și vă așteaptă în magazin cu reduceri și multe surprize. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești. De la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri. Corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șoseaua Șchei-Țicani.